Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vorbim despre anasazi, o populație antică despre care am mai vorbit și cu alte ocazii. De exemplu, puteți revedea oricând doriți documentarul Anasazi, prima populație dispărută de pe Terra, documentar pe care îl puteți găsi pe canalul meu Teorii Incredibile. Astăzi însă vom încerca să deslușim de ce își spuneau ei oamenii stelelor sau oamenii veniți din stele. Să ne reamintim înainte cine sunt anasazii. Numele de anasazi a fost tradus oamenii vechi. Cuvântul în sine este Navajo și înseamnă inamicii strămoșilor. Nu se știe de unde au venit, cultura lor fiind diferită de cea a predecesorilor lor. Dar ei se considerau oamenii stelelor sau oamenii veniți din stele. Populația anasazi nu avea vehicule, animale de povară sau de călărie și, după câte se pare, nu cunoștea roata. Cu toate acestea, acești oameni construiau autostrăzi de 60-100 de kilometri lungime, unele perfect rectilinii, altele alcătuind bucle și serpentine complicate, aparent lipsite de sens de vreme ce se aflau în câmp deschis și fără denivelări. Drumurile au 10 metri lățime, sunt pavate cu dale de piatră foarte rezistentă și acoperă asemeni unei pânze de păianjen o suprafață de aproape 100 de mii de kilometri pătrați. Uneori traversează zone stâncoase. În aceste locuri, bolovanii au fost sparți și tasați, formând un pat de pietriș pentru șoseaua propriu-zisă. Despre această rețea de șosele care leagă cele 12 orașe și marele observator astronomic al indienilor anasazi, vestigii aflate în Chaco Canyon, nord-vestul statului american New Mexico, s-a scris în revista Omni în ianuarie 1973. Cercetătoarea Chris Kincaid de la Biroul pentru Administrarea Terenurilor, care a inițiat un proiect de identificare, catalogare și cartografiere a rețelei de drumuri, este de părere că efortul ingineresc și investițiile de muncă ale indienilor anasazi au fost remarcabile, dar absolut de neînțeles. Șoselele și cetățile nu le-au folosit prea multă vreme. Populația anasazi a venit în San Juan Basin, unde se află Chaco Canyon, prin anul 1175 după Hristos și l-a părăsit cam în 1250 după Hristos. Deci a avut doar 75 de ani pentru a construi, a folosi și apoi pentru a abandona acest uimitor complex urbanistic și arhitectural, înainte de a pleca mai departe în căutarea unor terenuri mai fertile. Sistemele de fortificație indiene de tip Pueblo din America de Nord sunt atât de vaste și au forme atât de perfect geometrice, de funcționale și eficiente, încât îi uimesc pe specialiști. Turnurile cilindrice, bastioanele și citadelele în formă de paralelipiped sau trunchi de piramidă, cu deschizături mici, pătrate, în partea superioară și etajele retrăgându-se succesiv spre vârf, toate aceste construcții din blocuri de piatră dură, datând din secolul I înainte de Hristos, erau superioare oricărui tip de fortificație europeană conceput până în timpul Renașterii. Meterezele uriașe care se pot întâlni în unele state americane sunt și astăzi o enigmă pentru arheologi. Zidul Marelui Șarpe, de exemplu, situat pe un podiș stâncos din Ohio, are înălțimea de 15 metri, lățimea de 3 metri și jumătate și o lungime de 400 de metri. Văzut din avion, el seamănă cu un șarpe cu clopoței, unduind spre pradă. Întrucât buclele pe care le face nu se îmbină decât în zona capului, unde formează un bastion circular, inclus în altul elipsoidal, zidul nu înconjoară nicio incintă, ci rămâne deschis. Utilitatea lui ca fortificație este îndoielnică, iar altă funcție decât cea decorativă nu i s-a putut găsi. Până să fie descoperite aceste construcții megalitice, se credea că indienii nord-americani
fuseseră foarte înapoiați până la venirea europenilor, trăind practic la nivelul neoliticului timpuriu, fără să cunoască metalele și fără să aibă așezări sau locuințe stabile. Este evident că aici este vorba de influența unei civilizații superioare, extraterestre cel mai probabil. Dacă analizați imagini cu petroglifele indienilor anasazi, ați putea trage concluziile. În zorii evului mediu, când în Europa se construiau primele catedrale pe falezele din sudul Americii de Nord, indienii anasazi ridicau uriașe fortărețe de piatră. Paradoxal, aceste construcții nu au fost expresia păcii și a prosperității, ci a luptelor fratricide dintre locuitorii de atunci ai continentului. Lămuriri primim de la Laurențiu Ianculescu. Acesta explică că ruinele de la Cliff Palace par suspendate în aer, ca și cum cineva le-ar fi proiectat jumătate în cer, jumătate pe pământ. Un univers pietrificat, animat doar de fuioarele de nisip pe care le ridică în aer vântul cald. Începând de prin anii 70, oamenii de știință tot încearcă să descopere secretele indienilor anasazi, misterioșii arhitecții ai unor construcții monumentale, considerate de Stephen LeBlanc, directorul muzeului Peabody de la Harvard, Massachusetts, una dintre cele mai mari enigme ale antropologiei americane. Pentru indienii Navajo, anasazii reprezentau dușmanul ancestral. În zilele noastre, descendenții anasazilor sunt populațiile Pueblos, Zuni, Taos, Hopi, care ocupă exact aceleași faleze unde strămoșilor locuiau în urmă cu 1000 de ani. Nimeni nu știe însă de unde au apărut anasazii și nici în ce împrejurări au dispărut. Ca și cum zeii înșiși ar fi adus acest popor de undeva, și tot ei l-ar fi luat înapoi. În imensa vale a canionului Chekou, traversată de linia sinuoasă a râului Chekouash, s-au găsit cele mai multe vestigii rămase de pe vremea anasazilor. Pe o rază de circa 20 de kilometri, au fost descoperite 13 așezări mari și numeroase altele mici, cea mai veche datând de pe la anii 300 după Hristos. Între secolele 4-16 după Hristos, mai multe comunități de anasazi ocupau un imens teritoriu delimitat de statele Utah, New Mexico, Arizona și Colorado din ziua de astăzi. Perioada lor de glorie fiind cuprinsă între anii 1000-1150, când marile așezări au fost locuite de zeci de mii de oameni. Cea mai importantă dintre acestea, Pueblo Bonito, satul frumos, situată la nord de New Mexico, aparținea ramurii Chekou a anasazilor. Pentru a-și construi așezările labirintice, Chekou s-au inspirat din arhitecturile Mogollon și Hohokam, două culturi preistorice care au exercitat o influență puternică asupra lor. Așa au apărut, de exemplu, celebrele încăperi subterane numite Kiva, loc de desfășurare a unor ceremonialuri rituale secrete. Intrarea în Kiva se făcea prin acoperiș, printr-un orificiu denumit Sipapu, originea vieții în credința anasazilor. Cea mai cunoscută Kiva se numește Casa Rinconada și are diametrul de 20 de metri. Interesant este faptul că ea nu face parte din ansamblul clasic de locuit, ci a fost ridicată la o oarecare distanță de vatra comunității, pe un deal. Constructorii anasazi par să fi fost foarte riguroși. Cele două porți în formă de T sunt perfect aliniate pe direcția nord-sud. De asemenea, nișele din pereți, destinate cel mai probabil depunerii ofrandelor, au fost săpate la distanță egală unele de altele, formând împreună cu stâlpii de susținere ai tavanului o structură radială. Se presupune că această construcție era cel mai important centru spiritual al tribului și că era închinată soarelui. Altă construcție impresionantă a anasazilor, Palatul de Stâncă, este situat pe platoul Mesa Verde la altitudinea de 2200 de metri.
Se presupune că în vechime, în cele 217 camere și 23 de chivas, construcția adăpostea permanent 250 de oameni. În zona de sud a palatului a fost descoperit un punct de observare a soarelui. Dintr-un alt punct de observație, situat în turnul principal al palatului de stâncă, oamenii străvechi admirau, pe timpul nopții, luna. Stau mărturie în acest sens pictogramele descoperite pe pereții turnului, care descriu fazele astrului nocturn. Multă vreme, oamenii de știință nu și-au putut explica motivul pentru care populațiile Pueblos s-au apucat să-și fortifice așezările, începând cu secolul al XII-lea după Hristos, și cu atât mai puțin ce le-a determinat să le abandoneze un secol mai târziu. Stephen LeBlanc crede că are răspuns la prima întrebare. Motivul pentru care anasazii s-au fortificat pe falezele abrupte a fost acela că trebuiau să se apere de un inamic redutabil, frații lor din alte clanuri anasazi. Ruinele de la Salmon constituie o probă incontestabilă a practicilor violente ale anasazilor. În 1973, la câțiva kilometri nord-vest de Farmington, New Mexico, arheologii au descoperit într-o chiva cadavrele incinerate a numai puțin de 33 de copii. Surprinși de un atac, aceștia se adăpostiseră aici și arseseră de vii. Însă, cum sacrificiile umane erau o practică uzuală la amerindieni, e posibil ca și cei 33 de copii să fi fost victime ritualice, aduse ofrandă vreunui zeu, cel mai probabil soarelui sau ploii. În orice caz, astăzi, specialiștii sunt convinși că violența și războiul făceau parte integrantă din cultura anasazi. Prin urmare, anasazii nu erau nici pe departe niște pașnici agricultori. Așa cum reiese din folclorul american local, și că arhitectura fortificată reprezenta o consecință a aprigelor și neîntreruptelor războaie dintre aceștia. Drept dovadă stau gropile pline cu schelete mutilate, găsite la Palakawasa, în nordul Arizonei. Înainte ca acest sit să fi fost descoperit, când întâlneau grămezi de oseminte umane în construcțiile anasazi, majoritatea cercetătorilor refuzau să vadă în acestea semnele violenței tribale. Philippe Jacquin, unul dintre puținii cercetătorii francezi interesați de indienii din America de Nord, a explicat violența anasazilor ca fiind derivată dintr-o necesitate socială. Pentru oamenii primitivi, tinerețea însemna război, iar războiul reprezenta cel mai bun mijloc de a câștiga recunoaștere socială și prestigiu. Cercetări de ultimă oră au scos la iveală o informație care aruncă o lumină nouă asupra anasazilor. Se pare că aceștia erau canibali, sau cel puțin practicau o formă apropiată de canibalism. Urme de incendieri au fost descoperite și pe valea El Moro. Se spune că localnicii și-ar fi abandonat la un moment dat platoul din cauza unei perioade secetoase prelungite, care ar fi durat mai bine de 30 de ani. Anasazii credeau că zeii și-au întors fața de la ei și, cum pământurile pe care locuiau aparțineau în fapt zeilor, așadar fuseseră blestemate, le-au abandonat pur și simplu. Această teorie este îmbrățișată de mai mulți oameni de știință, care au remarcat că, începând cu anul 1200 după Hristos, aspectul clădirilor construite de anasazi s-a schimbat radical. Mai exact, a dispărut camera rituală Kiva, ceea ce înseamnă că indienii și-au abandonat propriile practici religioase în favoarea altora. Pentru că zeii nu-i mai ascultau de câteva zeci de ani, anasazii și-au schimbat zeii. Unde au dispărut însă indienii anasazi? Populațiile Pueblos nu acceptă punctul de vedere al istoricilor, conform căruia conflictele interne și războaiele violente i-ar fi determinat pe anasazi să-și părăsească așezările din câmpie și să se refugieze în cetățile fortificate. Pueblos consideră că nu a fost vorba despre un abandon, ci despre o migrație, proces care le definește de atunci întreaga cultură.
schimbările climatice și sociale i-ar fi făcut pe strămoșii lor să părăsească zonele mai joase, pentru a se muta în altele mai protejate, spun ei. De aici și până la accepta că exodul strămoșilor ar fi fost generat de războaie sângeroase și chiar fratricide, e cale lungă. Empatia este o atitudine nobilă, dar nu are nicio legătură cu știința. Din păcate, mitologia Hopi e plină de istorii ale conflictelor și războaielor, iar unele se referă clar la bătăliile din perioada 1250-1540, precizează Stephen LeBlanc. Până la urmă, un fapt de necontestat, demonstrat de vestigiile descoperite de arheologi, este că anasazii și-au părăsit brusc locurile de baștină fără a se mai întoarce vreodată. Au evacuat în grabă ținutul celor patru colțuri, dispărând și de pe continentul american și din istoria lumii. Unul dintre cei mai populari zei ai anasazilor era Cocopelli. Departe de a arăta ca un războinic sau măcar ca un bărbat frumos, Cocopelli era mic de statură, iar unele reprezentări îl surprind cu o cocoașă pe spate. În multe picturi, micul zeu este reprezentat ca având asupra sa un fluier din care cânta în timp ce străbătea țara. Fluierul era magic și le făcea pe femeile care l-auzeau să rămână însărcinate. Se credea că același fluier putea să aducă ploaia în ținuturile secetoase. În jurul anului 850 după Hristos, în canionul Chaco, anasazii au construit orașe magnifice. În mai toate așezările muntene, casele erau suspendate, fiind ridicate deasupra unor gropi de circa un metru adâncime. Unii cercetători presupun că în gropile respective erau depozitate grânele, alții susțin că acolo erau înhumați morții familiei, pentru ca spiritul lor să rămână permanent alături de urmași. De asemenea, arhitectura anasazilor s-a remarcat prin terasarea platourilor și prin construcțiile din cărămidă nearsă. Pueblo Bonito, situat pe valea canionului Chaco, la nord de New Mexico, este cel mai mare și mai cunoscut oraș construit de anasazi. Enigmaticele orașe erau unite printr-o importantă rețea de drumuri care se întindea pe sute de kilometri, o adevărată infrastructură rutieră. Dar dacă anasazii nu cunoșteau roata și nu posedau animale de povară și cai, din ce motiv au construit aceste drumuri și la ce le foloseau? Se pare că drumurile străbăteau canionul Chaco într-o epocă în care aici se găseau turcoaze. Aceste pietre prețioase au fost descoperite în majoritatea mormintelor anasazi, alături de vase din ceramică, vârfuri de săgeți și efigii. Ulterior, marile rute mexicane ale turcoazului au fost uitate definitiv, iar canionul Chaco a fost abandonat, fapt care a dus la ruperea relațiilor cu Toyan, capitala tolteca a Mexicului, mult timp piața principală de desfacere pentru pietrele prețioase. În vechime, pe teritoriul de astăzi extrem de arid din New Mexico, populația agricolă a anasazilor a reușit să cultive bostani, morcovi, bumbac și tutun. În secolul al XI-lea, teritoriul populat de anasazi se întindea din sudul Nevadei până în centrul statului New Mexico și din nordul Arizonei până în sudul statului Utah. La mijlocul secolului al XII-lea, neamurile Chaco, cei care inspirau teamă, și-au abandonat teritoriile strămoșești de la nord de New Mexico. De asemenea, la sfârșitul secolului al XIII-lea, ramurile Virgin, Cayenta și Mesa Verde au părăsit împreună ținutul celor patru colțuri. Numai ramura Rio Grande și alte comunități izolate de la marginea platoului Colorado au continuat să trăiască acolo. Totuși, cei care au rămas au abandonat Palatul de Piatră și orășelul Betatakin în perioada 1275-1300. Descendenții Rio Grande, triburile Zuni, Keres și Toa, au fost cei care, în 1540,
i-au întâmpinat cu ostilitate pe spaniolii lui Francisco Vázquez de Coronado y Luján. Un conquistador spaniol care între anii 1540 și 1542 a explorat New Mexico de azi și alte teritorii care acum fac parte din sud-estul Statelor Unite. Prieteni, atât despre anasazi și dispariția lor bizară. Să fie oare adevărată teoria potrivit căreia anasazii ar fi venit pe pământ din alte lumi prin portaluri, la fel cum au și dispărut? Voi ce credeți? Eu sunt Claudia și vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Vă aștept și data viitoare cu mare drag. Până atunci, vă doresc numai bine. Pe curând!